Au muncit împreună, au clădit o echipă frumoasă, însă a venit momentul ca antrenorul de la grupele de juniori de la Sport Club Bacău să-și întrerupă activitatea pe care o desfășoară la nivelul juniorilor de. Mi-e greu, m-am atașat foarte mult de ei. Ei simt lucrul ăsta, știu lucrul ăsta, că voi pleca. Mi-au făcut ieri o surpriză extraordinară, vă spun sincer, abia am putut să mă abțin. Nu știu, strategia clubului, eu sper să fie una ok și una bună, iar pentru dezvoltarea în continuare a acestor copii, obligatoriu trebuie să ajungă pe mână bună. O despărțire în lacrimi pentru toți. Tinerii fotbaliști au încercat să-și înduplece antrenorul, însă nu au reușit. Motivele sunt bine întemeiate și țin și de familie. E posibil ca acești copii să îl influențeze pe antrenorul lor și să-și amâne decizia de a pleca? Nu, din păcate nu este posibil. Le-am spus că viața merge înainte cu mine, fără mine, cu ei sau fără ei. Sigur, mi-aș fi dorit foarte mult să mai continui cu ei 2-3 ani, după care deja să facă pasul spre Liga a doua și de ce nu spre Liga a întâi. Nu, din păcate nu este posibil, este ca o ruptură de familie, dacă pot spune așa. M-am atașat foarte mult de ei și ei de mine, suntem ca o familie, dar asta e viața.